Bun găsit, dragii mei, să aveți o zi magică în care toate să vi se alinieze favorabil, toate steluțele, toți asteroizii, toate planetele, toate emoțiile, foarte important ca și emoțiile să se alinieze așa cum trebuie. Sper că sunteți bine, o să vă ridic așa un card să vedem ce a căzut. A căzut așa: sunt conștient că eu sunt conștiință pură. Nu sunt singur, pierdut sau abandonat, sunt una cu întreaga viață. Ce frumos, și acest card are multe steluțe și planete, cât de drăguț. Sunt spirit pur. Suntem lumină, suntem spirite pure. Sper să vă găsesc cu mai multă bunătate în suflet, cu mai multă iubire, cu mai multă înțelepciune. Eu asta vă trimit de fiecare dată. Iubire, vindecare, eliberare, înțelepciune. Tot ce este mai bun și mai frumos pentru voi, pentru că sunteți spirite pure. Ce facem noi astăzi, rând pe rând, 10 februarie, fiecare zodie în parte, ascendent, dacă vi-l cunoașteți, puteți să ascultați și ascendentul. Ce să facem? Facem cât mai bine putem cu ingredientele pe care le avem. Este foarte important să ne dăm cât mai mult timp să ne înțelegem și să înțelegem să folosim ingredientele pe care ni le-am lăsat, pe care Universul ni le-a lăsat, într-un fel sau altul, pentru a crește și a ne dezvolta din toate punctele de vedere. Așa că faceți cât mai bine cu ceea ce aveți. Fără ai din ce ai. Ceva de genul ăsta, nu? Pare că așa era. Harta zilei ne anunță că avem moment de lună nouă în apropiere, o să avem luna nouă, ne anunță că Mercur este încă retrograd și ne anunță să fim atenți, precauți la toate schimbările și răsturnările de situație care ar putea să aibă loc în viața noastră sau în viețile celor din jurul nostru. Ce trebuie voi să înțelegeți este că totul se întâmplă pentru voi și nu împotriva voastră. Nu mai dați timp acelor persoane care nu vă încarcă cu nimic pozitiv sau care nu vă ajută să creșteți și să evoluați. Lăsați răutățile, bârfele, lăsați comentariile și dacă încă aveți din aceste aspecte active, încercați să le eliberați. Răutate, bârfă, invidie, comentarii negative și așa mai departe. Că m-ați tot, mi-au scris vreo 2-3 persoane că de ce am oprit comentariile, au scris la clipuri mai vechi. Păi, ca să nu mai dau satisfacție anumitor persoane care ar dori să comenteze inutil, să le dau timp să-și facă o ciorbiță, să plimbe, nu știu, puișorii de găină pe afară sau, mă rog, ce vor ei să plimbe, câinii, să aibă timp pentru sufletele lor, să se roage, să mediteze, deci să stea să scrie aici la mine pe canal. Mă simt mult mai bine de când am închis comentariile, iar cei care au nevoie să ajungă la mine, cu siguranță mă vor găsi la cabinet, mă vor găsi într-un fel sau altul și vor avea parte de energia mea așa cum este ea. Haideți să vedem ce facem astăzi, rând pe rând, fiecare zodie în parte și începem, desigur, cu berbecul, care este astăzi deschis să se elibereze de tot ceea ce stă în cale. Deci astăzi sunteți un pic agitați, dar vă veți elibera de toate acele emoții negative sau poate situații care vă țin pe loc. Aveți mai multă încredere în voi, mai multă adrenalină să faceți mai mult pentru voi și să știți că primiți și o vizită sau poate un apel telefonic, un e-mail sau chiar vă ciocănă la ușă un prieten. Poate să vină cu o veste bună, o veste care să vă încânte. Taur, pentru voi această zi este plină de surprize și răsturnări de situație. Fiți foarte atenți și precauți ce spuneți, ce înțelegeți, ce decizii luați și încotro vă îndreptați corabia voastră, pentru că odată ce ai schimbat cursul, e posibil să nu mai poți să dai înapoi atât de rapid după ce ți-ai dat seama că ai greșit. Așa că astăzi, dragi tauri, fiți atenți cu influențele celor din jurul vostru, nu vă agitați, nu vă enervați și nu luați decizii pripite la nervi, mai ales pe sfera profesională. Gemeni. Nativii gemeni au parte de umor, șoc și groază și distracție și câte puțin în fiecare. Motive de bucurie, dar în același timp și motive de panică, pentru că vă dați seama că ați făcut niște gafe foarte mari. Vă dați seama că ați catalogat greșit anumite persoane și ați făcut rău punând
poate niște vorbe grele asupra acelor persoane sau poate niște decizii care n-au fost în favoarea lor. Este important să vă recunoașteți vina, să vă iertați pe voi și să învățați în acea lecție. Nimeni nu este perfect. De ce să aruncăm cu pietre în ceilalți dacă și noi la rândul nostru poate avem alte greșeli? Să știți că dacă vedem un om care poate face un lucru, indiferent care e acel lucru, și noi am făcut lucrul ăla la un moment dat într-o viață, acum depinde dacă îmbrățișați acest concept al reîncarnărilor, sau poate că îl vom face, îl vom experimenta la un moment dat. Da, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Asta este pentru gemeni astăzi. Rac. Nativii rac au parte de multe momente emoționante, au parte de revedere, au parte de reîntâlniri, au parte de emoții care mai de care mai intense, mai profunde. Aveți și ceva idei, iar zona intimă este bine aspectată. Poate că acolo veți lua ceva decizii, poate că veți avea și ceva discuții referitor la banii, referitor la tot ce înseamnă bani în comun, bani la comun cu parteneri sau alte persoane. Deci discutăm despre intimitate, despre renaștere, despre transformare și bani pe care avem la comun. Vă vin niște idei foarte bune astăzi, luați-le în seamă. Leu. Discuții, decizii și nevoie de a fugi sus pe un vârf de munte. Asta veți simți în cursul acestei zile. Vă veți gândi, Doamne, dar ce au pățit toți, parcă sunt într-o lume de nebuni. E, se mai întâmplă. Uneori suntem pe rând nebuni și niște nebuni frumoși. Nu judecați foarte aspru deciziile altora, chiar dacă vă carcă pe nervi, chiar dacă poate vă încurcă sau vă bagă bețe roate. Fiți mai buni, mai blânzi, mai iertători. O veți relaxa, liniștit destul de repede, poate că și luna nouă care se formează în semnul vărsătorului, semnul opus vouă, atât de multă energie în vărsător, să vă facă să priviți oamenii un pic diferit și să vă schimbați mentalitatea în privința lor. Fecioară, multe discuții, dezbateri la locul de muncă, poate chiar ceva tensiuni și certuri. Nu sunteți de acord cu anumite schimbări care au loc sau care se cer în următoarea perioadă și discutați despre ele astăzi și puteți foarte mult să vă puneți multe persoane în cap, șefi, colegi, oameni cu care lucrați, poate chiar clienți. Vă puneți multe persoane în cap, adică împotriva voastră, toate se sparg în capul vostru. Un pic mai multă atenție, ascultați mai mult și vorbiți mai puțin și, de asemenea, nu luați decizii pripite. Atenție și cu cheltuielile pentru casă sau, mă rog, cheltuieli de înfrumusețare a casei, de design, de astea. Nu prea e cazul acum să introduce, să dăm bani pe statuete și pe alte, eu știu, tablouașe. Balanță. Nativii balanță au nevoie de puțină pauză, chiar așa la mijloc de săptămână. Da, era o chestie drăguță când lucram acum mulți ani, mă gândeam așa, mamă, cât de bine ar fi să lucrez luni, marți, miercuri, să ai liber și apoi mai lucrez joi, vine și gata, sunt putea duminică, iarăși liber. Cred că ar fi foarte bine și oamenii ar da mult mai mult randament. Miercurea să fie zi de comunicare, de socializare sau să lucrez de acasă. Bine, acum majoritatea lucrează de acasă. Balanțele nu prea au chefați de muncă și sunt mai creative, dar creative pe distracție, voie bună, joc, amuzament, recreere, reorganizare, poate reorganizați dulapul, poate reorganizați viața emoțională, sentimentală. Aveți voi alte dorințe, alte lucruri de făcut. Asta cu munca nu prea aveți chef astăzi, dar totuși vor veni ceva vești și pe partea asta de muncă și aveți nevoie să răspundeți solicitărilor. Scorpion. Și scorpionii sunt obosiți și scorpionii sunt tentați să înceapă un război. Poate că se dau cărțile pe față și veți intra într-un război cu un colaborator sau un partener de business, de muncă, un coleg de muncă. Foarte grele lucrurile și situațiile, pentru că aveți niște lucruri în comun. Pe de parte trebuie să mențineți cât de cât o prietenie sau să mențineți aparențele, dar pe de altă parte nu prea mai puteți și explodează focul, explodează ceva ce exploda. Fiți atenți să nu o faceți chiar grav, adică să spuneți niște lucruri grele și să vă faceți dușman, pentru că acești dușmani sunt puternici și v-ar putea pune bețe roate dacă le călcați orgoliul. Eliberați, mai bine lăsați voi de la voi lucruri care nu prea se poate, dar hai să zicem că poate, cine știe, o fi vreo șansă. Eliberați.
ceva mișcare, ceva sport, poate să scrieți într-un jurnal, poate să vă să comunicați cu cineva despre situația prin care treceți și care urmează să și pe care urmează să o eliberați. Săgetător. Nativii săgetător au o zi destul de aglomerată, cu multe discuții, multe apeluri, multe conversații, multe dezbateri, certuri, întâlniri, negocieri. Sunteți foarte puși pe treabă și doriți să rezolvați până la final de zi cam tot ce aveți. Nu prea vă merge așa cum vă așteptați voi încă de la prima ora zilei, când apar deja încurcături și lucruri din spate de refăcut, refăcut, gândit, revizuit. Și aveți nevoie astăzi să învățați să delegați. Deci sunt multe care apar, aveți o șansă să le terminați până la final de zi. Parcă toată lumea este cu susul în jos și cu capul în nori, dar în cele din urmă veți reuși să le faceți pe toate. Capricorn. Nativii Capricorn au nevoie de puțină relaxare, au nevoie de mai multă înțelegere, mai ales din partea partenerilor, iubiților, amanților și ce ori mai avea ei pe acolo. Aveți nevoie de înțelegere, aveți nevoie de susținere. Tot în această zi Capricornii vor lua ceva decizii. Poate că nu neapărat să și spuneți decizia pe care o veți lua, dar în mintea voastră vă veți face un plan și veți lua o decizie foarte bună legată de partea asta financiară. Vă vin niște oferte, le luați în calcul și luați și o decizie în sufletul vostru, decizie care îi va surprinde pe ceilalți. Atenție un pic cu sănătatea, ceva oboseală, aveți nevoie de mai multă odihnă. Vărsător, multe încurcături pentru voi în această zi, special încurcături în iubire, în comunicare, încurcături cu emoțiile. Aveți o mulțime de emoții, sus, jos, ba e bună, ba nu e bună, ba e negru, ba e alb. E așa un du-te vino, pur și simplu, urcăm, coborăm, urcăm, coborăm. Este important să vă găsiți un pic stabilitate, este important să vă puneți cât mai multe întrebări care au un sens pentru voi. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Ce am de învățat din tot ce mi se întâmplă, care este scopul, care este partea bună, cum pot să cresc și să evoluez din această situație. Puneți-vă mai multe întrebări astăzi despre ce se întâmplă în viața voastră, veți fi surprinși de cei din jur, poate și prietenii voștri vă vor lua prin surprindere. Lăsați-vă surprinse divinitate și o să vedeți cum lucrurile se așează. Pești. Multă susținere de unde nu vă așteptați, multă susținere și gânduri îndreptate către partea asta financiară. Puteți să atrageți ceva șanse astăzi și oferte noi, cumva posibilități multiple pentru a evolua. Este bine să vă împărțiți timpul cu înțelepciune, pentru că nu o să vă dați seama când a trecut ziua, foarte repede va trece timpul pentru voi. Și sunt și acele lucruri care vă țin pe loc. Nu cheltuiți prea mult în această zi și nu faceți nici prea multe excese de niciun fel. Analizați mai bine situația în care vă aflați înainte de a lua orice decizie. Dragii mei, să aveți o zi magică!